Ce facem, tate? Cred că o să mergem la spital. Nu vreau gips. Exact la același picior și exact la genunchiul care a fost fracturat. Mergem să-i facem triajul Melisei. Te durea când a apăsat? Ești pregătită? Așteptăm rezultatul. Mami, și ce mai important spune tuturor că... Salut, Matei! Salut, Melisa! Salut! Salut, Mircea! Poftă bună, copii! Mulțumesc! Melisa, dar de ce mergi așa de greu? M-am lovit la picior! Dar cum așa s-a întâmplat? Am căzut! Ai căzut și... Exact la piciorul care ai stat în gips? Da! Văd că și sânge a curs! Cum s-a întâmplat, Melisa, totul? Un copil când alerga din greșeală m-a împins pe mine și eu am căzut jos. Te doare acum? Da, mă doare. Ce facem, tate? Cred că o să mergem la spital să vedem dacă totul în regulă. Pentru că am avut acolo fisură și să nu avem ceva mai grav. Despre ce povestești, Mircea? Despre un motan leneș și nu știa că există un castel pentru motan leneș. Așa ceva? Mhm. Ești curioasă, Melisa? Da. Vai, acesta este caietul de lecturi. Și fișe de lecturi. Mircea deja poate să facă fișe de lecturi. Singur. Melisa, dă să verificăm ce e acolo la tine de subt. Ia să vedem. În ambele părți te-ai lovit? Da. Wow, ai căzut tu bine. Ia să vedem ce e acolo. Prima parte. Aici ai zgârietură. Și în partea aceasta e mai mult. Vai, aici e mai urât. Da, Melisa, și exact porțiunea aia unde te-ai lovit tu. Da, trebuie să mergem la un consult neapărat să vedem, pentru că medicul din Chișinău a spus că trebuie să te păzești ca să nu apară iarăși fisura. Da, și uite, exact aici la genunchi. Nu e inflamat, nu te doare? Nu știu, că vedem și eu că aici e fix așa. Este inflamat, Melisa. Da? Nu, e lovitura mare la picior. Parcă e inflat ceva acum. Dar poți să-l îndoi, în încearcă puțin. Da, până aici. Și da. Mai mult nu? Nu mai mult pot, dar deja mă doare puțin. Nu e bine. Cred că va trebui o investigație, ceva să facem. Și nu e bine. Și nu vină iarăși. Gipsul. Nu vreau gips. Wow, și pantalonii ai murdărit. Dar cine ți-a acordat ajutor, Melisa? Nimeni. Sau singură? Nimeni. Nimeni nu s-a apropiat de tine? Nu știu, eu n-am văzut, eram în casă. Tu nu erai. Tu singură stăteai jos și singură te-ai știer, singură te-ai ridicat? Da. Dar băiatul care te-a împins, te-a ajutat sau nu? A spus scuze și a plecat. Și ai rămas singură. Da. Nu m-am așteptat așa să se întâmple. Chiar dacă a avut Melisa de suferit, putea băiatul era mai mare decât tine, sau nu? Da, nu mai țin minte. Da, ei alergau, se împingeau, se îmbrânceau și din neatenție am împins-o pe Melisa. Melisa era cu spatele, nu a văzut. Și uite ce s-a întâmplat. Nu e chiar bine, cu toate că putea să o ajute măcar să se ridice. Ea sângerând, a lăsat-o așa pe jos. Nu e ok. Mircea, cu ce te ocupi? Arunc gunoiul. Wow, sortez gunoiul, bravo! Ce ai sortat până acum? Hârtii, cartoane. Și plastic văd acolo? Da. Și îți place? Melisa, acum piciorul tău, cum te simți? Așa și așa, mă doare. Ce faci, Matei? Mănânci popcorn? Iar eu nu-ți duce la găleată pampersul. Așa, scuticul? Ia să vedem cum Ionuț duce. Ușurie? Unde duce Ionuț? Pasă acolo, pasă aici piciorul. El știe că trebuie să apiese. Hai, hai cu piciorul. Ionuț, stai încă un pic. Bravo! Ionuț! Hai, te ajută și... Bravo, Ionuț! Iată așa! În fiecare zi, Ionuț aruncă la găleată la tomberon. Bravo, Ionuț! Meriți un mare like! De la un an, sortează gunoiul!
Браво! Toată familia în acțiune! Браво, Ionuț, cel mai браво! Dă un 5! Dă 5! Браво! Este ora târzie, un pic după ora 21 și totuși am hotărât să mergem la spital cu Melissa. Melissa, cum te simți? Așa și așa. Nu am vrut să riscăm, să lăsăm așa. Plus la asta și piciorul se parcă îmi pare că un pic se inflamează. Am luat toate actele care a fost Melissa în spital cu piciorul, să vadă și istoricul Melissei. Exact la același picior și exact la genunchiul care a fost fracturat. O să vedem ce o să fie. Acum vedem ce ne spune medicul. Voi fiți cu noi, susțineți-o pe Melissa, sperăm să fie totul bine. Suntem optimiști și mergem înainte. A, Melissa, te rog să-ți pui masca. Masca? Da. Când o văd tati cum merge cu piciorul, nu-mi place. Aici deja, tati, am fost de 3 ori la spitalul de urgență din Cluj. De domnul să nu ajungă nimeni aici, da? Da. Nu dorim nimănui. Hai să mergem, Melissa, să intrăm. Mergem să-i facem triajul Melissei. Acum mergem spre secția chirurgie și ortopedie pediatrică. Am făcut triajul Melissei. Da, iată acolo în față. Iată acolo trebuie să ajungem. Iată că am și ajuns. Melissa ușurea. Am ales să mergem pe rampă, pentru că pe scări e mai greu pentru Melissa. Așa, așteptăm. Melissa, așa ar fi mai bine ca să se calme. A luat fișa ta și acum așteptăm să ne cheme medicul de gardă. Ne-am pus bătoșei și mergem imediat în spital. Tati, așteptarea asta e mai grea decât orice, mai bine din start să-ți spună bine, bine, nu, nu și mergi înainte. Te durea când a apăsat? Să-ți treacă. Mergem să facem radiografia în secția radiologie. Ești pregătită? Hai să intrăm. Acum îi facem Melissei procedura, nu trebuie să fie nimeni prezent acolo. Așteptăm. A, Melissa. Așteptăm rezultatul. Cum crezi? Ce o să fie? Bine. Bine? Eu la fel cred așa și sper să fie doar o sperietură pentru Melissa și o zgârietură pentru picior. Ce mința acolo a fost că tot studiam așa și am grijă pentru tine? Totul bine. E super, da? Da. E super. Am văzut chestii fără gips. Te uitai că a ieșit rapid. Uite, mi-a dat doar indicații, comprese reci, regim la pat, adică mai puțină mișcare și fisura, apropo, fisura veche, nu se mai vede. Și genunchiul este bine la Melissa, așa că, Melissa, felicitări, data viitoare suntem mai atenți și sperăm și colegii să fie mai atenți. Colegii care ne privesc să fie atenți, să nu fie zbânțuiți, chiar dacă, mă rog, ca copiii se mai zbânțuie, să privească în jur, să nu lovească pe cei mai mici. Ce mă? Priviți aici, în incinta spitalului, am găsit o bisericuță foarte drăguță, am vrut să intrăm, este lumina aprinsă. Și uitați-vă, are scaune aici afară, cu fața spre biserică. Foarte frumos. Și floricele aici, colorate și vii. Parcă e primăvara, vara. Foarte mulți dintre noi ne amintim de Dumnezeu doar atunci când ceva se întâmplă în familie sau supra noastră. E bine să ținem minte mereu de credință și Dumnezeu. Să vedem, băieții au rămas acasă. Să vedem. Nu sunt aici. Tu unde mergi? Totuși mergi greu, Melissa. Băieții dorm. Mircea m-a sunat că Matei nu vrea să doarmă. Am discutat-o pe Matei și l-am convins să se culce. Gata, gata, doamnă. Mircea a dormit înainte la Matei. Hai, lasă-l pe Matei. Lasă-l. Salut.
Trezește! Ce-i mici? Ai dormit înaintea lui Matei? Cum crezi? Ce-i la piciorul lui Melisa? E bine? Bravo, Matei! Matei, îți făceai griji pentru Melisa? Da? Hai, dă-i un pupic lui Melisa, că e bine! Bravo! Am ajuns acasă și, după recomandările medicului, punem gheață rece, comprese reci. Bine că avem cubuleții ăștia de gheață și nu se topesc, nu fac apă peste tot. Și să aplicăm la genunchiul Melisei. Hai, Melisa, dă să vedem ce e acolo la tine. Așa. Între timp, Matei s-a trezit de tot și a venit să ne ajute. Iată așa. Fixăm, o să te doar un pic, dar nu avem ce face. Și cel mai important, iată, să nu facă și alții greșeala pe care noi încă n-am făcut-o, dar mă gândeam. Medicul a spus că nu trebuie bandaj strâns la genunchi, la picior. Doar comprese reci, fără a strânge cu tifon elastic piciorul. Nu e cum la luxație. Da, aici e un pic altfel. Lovitură? E lovitură, este lichid. Acolo ne-a spus și medicul, avem și vânătaie, tot setul și zgrietură, în afară de fisură sau fractură. Mami, și cel mai important spune tuturor că... Fisura veche nu mai este, s-a tratat de tot piciorul. Matei, și tu ce spui? Mâncare! Măi, dar noi avem un flămânzil în familie. Da. 24 din 24, mâncare, mâncare, mâncare! Bună dimineața! Salut! Cum piciorușul? Bine! Mă doare încă puțin și gata! Încă puțin și gata? Dar ce faceți voi acolo? Mama se joacă cu mașinuța lui. Și-a găsit o nouă jucărie? Da! Ionuț, ce faci acolo? El vrea să deschide capsula. Și să zboare în cosmos. Da. Și tu tot? Ionuț, îți place jucăria ta nouă? Da. Cum faci aspiratorul? Bzzz. Ionuț, de unde-i nasul? Ia arată, unde-i nasul? Aici. Unde-i nasucul? Aici. Așa. Acolo. De unde e urechea? Aici. Unde e urechea, Ionuț? Da, gurița? Aici. El este ocupat. Gurița, da? Dar cum mănâncă Ionuț? Ionuț, cum mănânci tu? Nu, el vrea cu jucăria și gata.